Sunt sigur că vom începe foarte bine. Să dea Dumnezeu. Da? Dar... Și cred că, în general, în viață, trebuie să ne facem planurile fiind optimiști. În lipsa optimismului, mai degrabă nu te prezinți la un meci, nu? Sau nu mai accepti nicio provocare în viață. Da? Prin urmare, cred că în momentul de față, în ceea ce privește coeziunea, la nivelul staffului tehnic, la nivelul lotului de jucători pe care o avem astăzi, cred că ne dă semne mari de speranță și de încredere în ceea ce privește o evoluție foarte bună, atât în luna noiembrie, fiindcă v-am spus că pentru noi campania de calificare trebuie să înceapă din luna noiembrie, iar jucătorii care vor fi convocați și vor fi disponibili totodată pentru această acțiune, pentru aceste două meciuri cu Slovenia și Moldova, trebuie să conștientizeze acest moment. Astfel încât meciurile din martie, cu Andorra și Belarus, deja să fie niște meciuri în care am reușit deja să punctăm la nivel de coeziune, la nivel de relații, la nivel de relații de joc. Să înțeleg că dacă la meciurile din noiembrie se întâmplă să le pierdem pe amândouă, contând atât de mult pentru următoarea campanie, ar putea fi demis domnul Iordănescu și după aceste meciuri amicale? N-am spus niciodată așa ceva. Nu, dar zis că ele vor conta, adică vom începe campania practic de calificare cu ele. Jucătorii, după cum am spus, ceea ce ne așteptăm să vedem în luna noiembrie este tocmai acea abordare, acea determinare, acea ambiție de care avem nevoie pentru a putea să ne calificăm. Iar meciurile acestea, cele două meciuri amicale din luna noiembrie, sunt niște meciuri test tocmai pentru această abordare de care avem nevoie. Nu sunt doar niște meciuri amicale. Având în vedere grupa pe care am văzut că... totuși noroc la tragere. Cum ați cântărit într-un scenariu negativ? O nouă campanie ratată, ați cântărit ca un dezastru? Ar putea fi numit așa? Dacă... Eu cred că tot ceea ce am spus ne duce spre un alt obiectiv, și anume că trebuie să ne batem să câștigăm această grupă de calificare. Și dacă nu o câștigăm, va plăti doar selecționerul? De ce pornim cu asemenea abordare? Succese la echipa națională de foarte mult timp. Din cauza asta noi ne gândim la acest scenariu negru, pentru că asta... Da. Vă invit să fim optimiști de data aceasta, suntem, să putem să construim, și rolul, cred că, al nostru, al tuturor, este să construim. Da? Fiindcă dacă altfel am fi avut astăzi jucători care să evolueze în Premier League, în Serie A, în Bundesliga, un număr nenumărat de jucători, în La Liga și așa mai departe, cu siguranță locul nostru ar fi fost în altă parte. Numai e un proces de construcție pe care trebuie să ne-l asumăm. Anul trecut am avut o singură echipă în grupele competițiilor europene. Da? Anul trecut CFR n-a reușit, din păcate, decât să termine pe ultima poziție. Astăzi avem două echipe. Din fericire, una dintre ele, CFR Cluj, este echipa care poate și merită anul acesta să meargă mai departe în primăvara europeană. Prin urmare, e un proces de construcție. E un proces de construcție care trebuie să întâmple în fiecare zi. Și nu doar la nivel de loturi naționale, fiindcă obiectivele cluburilor sunt și obiectivele echipelor naționale, la fel cum obiectivele echipelor naționale sunt și obiectivele cluburilor. Da? Loturile naționale sau Federația Română de Fotbal nu se poate transforma într-o structură de management a celor 16 cluburi care evoluează în România, a cluburilor unde jucătorii noștri din străinătate evoluează.